Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe canalul Sănătate din Natură. Astăzi o să vorbim despre banane. Banana, fruct din genul Musa, din familia Musaceae, una dintre cele mai importante culturi pomicole din lume. Banana este cultivată în țările tropice, deși este cea mai consumată în acele regiuni, este apreciată în întreaga lume pentru aromă, valoarea sa nutritivă și disponibilitatea pe tot parcursul anului. Bananele Cavendish sau desert sunt cele mai frecvent consumate proaspete, deși pot fi prăjite sau piure și răcite în plăcinte sau budinci. De asemenea, pot fi folosite pentru a aroma brioșe, prăjituri și pâini. Soiurile de gătit sunt mai degrabă amidonoase decât dulci și sunt cultivate pe scară largă ca sursă de hrană de bază în regiunile tropicale. Sunt gătite când sunt coapte sau imature. Un fruct copt conține până la 22% carbohidrat și este bogat în fibre alimentare, potasiu, mangan și vitamina B6 și vitamina C. Istoria bananei. Se crede că bananele au fost domesticite pentru prima dată în Asia de Sud-Est, iar consumul lor este menționat în scrierile timpurii grecești, latine și arabe. Alexandru cel Mare a văzut banane într-o expediție în India. La scurt timp după descoperirea Americii, bananele au fost duse din insulele Canare în lumea nouă, unde au fost stabilite pentru prima dată în Hispaniola și s-au răspândit curând în alte insule și pe continent. Cultivarea a crescut până când bananele au devenit un aliment de bază în multe regiuni, iar în secolul al XIX-lea au început să apară pe piețele din Statele Unite. Deși bananele Cavendish sunt de departe cel mai răspândit soi important de țările non-tropicale, soiurile de pătlagină reprezintă aproximativ 85% din toată cultivarea de banane la nivel mondial. Descrierea fizică. Planta de banană este o plantă gigantică care izvorăște dintr-o tulpină subterană sau rizop. Pentru a forma un trunchi fals de 36 metri înălțime, acest trunchi este compus din porțiunile bazale ale tecii de frunze și este încoronat cu o rozetă de 10 până la 20 de frunze, alungite până la eliptice care ating uneori o lungime de 3,5 metri și o înălțime de 65. Un vârf de floare mare care poartă numeroase flori gălbui protejate de bracte mari, violet roșu, iese din vârful trunchiului fals și este îndoită în jos pentru a deveni ciorchini de 50 până la 150 de fructe individuale. După ce o plantă a fructificat, aceasta este tăiată până la pământ, deoarece fiecare trunchi produce doar un buchet de fruct. Trunchiul mort este înlocuit cu altele sub formă de ventuze sau lăstari care apar din rizom la intervale de aproximativ 6 luni. Viața unui singur rizom continuă astfel mulți ani, iar ventuzele mai slabe pe care le trimite în sus prin sol sunt tăiate periodic, în timp ce cele mai puternice sunt lăsate să crească în plante fructifere. Plantele de banane se dezvoltă în mod natural pe soluri adânci, libere, bine drenate în climate tropicale umede și sunt cultivate cu succes sub irigare în astfel de regiuni semi-aride, precum sudul Jamaicei. Ca material săditor se folosesc ventuzele și diviziunile rizomului. Prima recoltă se coace în decurs de 10 până la 15 luni, iar ulterior producția fie de fructe este mai mult sau mai puțin continuă. Este necesară tăierea frecventă pentru a elimina surplusul de creștere și pentru a preveni aglomerarea într-o plantație de banane. Valori nutriționale per 100 de grame. Acid aspartic 0,124 de grame, acid glutamatic 0,152 de grame, alanină 0,04 grame, arginină 0,049 grame, histidină 0,077 grame, cistină 0,09 grame, betaină 0,1 miligrame, valină 0,047 grame, prolină 0,28 grame, serină 0,04 grame, felilalanilă 0,049 grame, glicină 0,038 grame, tripofan 0,009 grame,
Treonină 0,028 grame, izoleucenină 0,028 grame, leucină 0,068 grame, lizină 0,05 grame, metionilă 0,008 grame, tirozină 0,009 grame. Acești grași mononesaturați 0,032 de grame, acești grași polinesaturați 0,073 grame, acești grași saturați 0,112 grame, amidon 5,38 grame, apă 74,91%, aport caloric 89 de calorii, carbohidrați 22,84 grame, fibre 2,6 grame, fructoză 4,85 grame, glucide 12,23 grame, glucoză 4,98 grame, zaharoză 2,39 grame, maltoză 0,01 grame, lipide 0,33 grame, proteine 1,09 grame, calciu 5 mg, cupru 0,078 mg, fier 0,26 mg, flor 2,2 mcg, fosfor 29 de mg, magneziu 27 mg, mangan 0,27 mg, potasiu 358 mg, seleniu 1 mcg, sodiu 1 mg, zinc 0,5 mg, alfa-caroten 25 mcg, beta-caroten 26 de mcg, fitosterol 16 mg, luteină 29 de mcg, colină 9,8 mg, vitamina A 64 de unități, vitamina A 3 mcg, vitamina B1 0,031 mg, vitamina E 0,1 mg, vitamina B2 0,073 mg, vitamina B3 0,665 mg, vitamina B5 0,334 mg, vitamina B6 0,367 mg, vitamina K 0,5 mcg, vitamina C 8,7 mg, vitamina B9 20 mcg. Beneficiile pe care bananele le pot avea pentru organism. Cancer. Consumul de banane, portocale și suc de portocale în primii 2 ani de viață poate reduce riscul de a dezvolta leucemie la copii. Fiind o sursă bună de vitamina C, bananele pot ajuta la împiedicarea formării de radicali liberi care pot provoca cancer. Sănătatea inimii. Conținutul de fibre, potasiu, vitamina C, vitamina B6 din banane este bună pentru inimă. O creștere a aportului de potasiu împreună cu o scădere a aportului de sodiu este cea mai importantă schimbare de regim alimentar pe care o persoană o poate face pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare, potrivit dr. Mark Houston de la Vanderbilt Medical School. Într-un studiu s-a demonstrat că cei care au consumat 4.096 mg de potasiu pe zi au avut un risc cu 49% mai mic de deces cauzat de boli cardiace ischemice, comparativ cu cei care au consumat mai puțin potasiu, aproximativ 1000 de miligrame pe zi. Dozele mai mari de potasiu sunt de asemenea asociate cu un risc redus de accident vascular cerebral, protecție împotriva pierderii de masă musculară, menținerea densității minerale osoase și reducerea formării de pietre la rinichi. Diabetul zaharat. Studiile au arătat că persoanele cu diabet de tip 1 care au o dietă bogată în fibre au niveluri mari, mici de glucoză în sânge. O banană medie furnizează aproximativ 3 grame de fibre. Recomandările sunt de 21-25 de grame pe zi pentru femei și 30-38 de grame pe zi pentru bărbați. Tratarea diareei. Merele și bananele sunt recomandate pentru tratamentul diareei.
Electroliții, cum ar fi potasiu, sunt pierduți în cantități mari în timpul crizelor de diaree și cei afectați se simt slăbiți. Bananele pot ajuta la creșterea cantității de potasiu necesare. Bananele ajută și la îmbunătățirea memoriei și a stării de spirit, deoarece conțin un aminoacid numit triptofan. Reglează digestia. Fibrele alimentare au fost legate de multe beneficii pentru sănătate, inclusiv o digestie îmbunătățită. O banană de dimensiuni medii are aproximativ 3 grame de fibre, ceea ce face ca bananele să fie o sursă de fibre destul de bună. Potrivit studiilor, smidonul rezistent din banane nu este digerat de stomac și ajunge în intestinul gros, unde devine hrană pentru bacteriile benefice din intestin. Reglează nivelul zahărului din sânge. Bananele sunt bogate în pectină, un tip de fibră care conferă cărnii forma sa structurală spongioasă. Bananele necoapte conțin amidon rezistent care acționează ca fibrele solubile. Atât pectina cât și amidonul rezistent pot modera nivelul zahărului din sânge după mese și pot reduce pofta de mâncare prin încetinirea golirii stomacului. Mai mult, bananele se clasează de asemenea de la nivel scăzut la mediu pe indicele glicemic, ceea ce reprezintă o măsură de la 0 la 100 a cât de repede alimentele cresc nivelul zahărului din sânge. Potrivit studiilor, valoarea IG a bananelor necoapte este de aproximativ 30, în timp ce bananele coapte se situează la aproximativ 60. Valoarea medie a tuturor bananelor este de 51, aceasta înseamnă că bananele nu ar trebui să provoace creșteri majore ale nivelului de zahăr din sânge la persoanele sănătoase. Cu toate acestea, este posibil ca acest lucru să nu se aplice persoanelor cu diabet zahărat de tip 2, care probabil ar trebui să evite să mănânce o cantitate mare de banane bine coapte și să-și monitorizeze cu atenție glicemia dacă o fac. Ține depresia la distanță. Bananele sunt singurele fructe care conțin aminoacizi, triptofan și vitamina B6 care ajută organismul uman să producă serotonin, un produs chimic natural care ameliorează depresia psihică. Stimulant în dietele de slăbit, bananele au relativ puține calorii în raport cu gradul de sațietate pe care îl oferă. O banană medie are puțin peste 100 de calorii, totuși este de asemenea foarte hrănitoare și sățioasă. Studiile au dovedit că consumul semnificativ de fibre din legume și fructe, cum ar fi bananele, a fost în mod repetat legat de scăderea în greutate. Consumul de banane menține sănătatea rinichilor. Potasiul este esențial pentru controlul tensiunii arteriale și funcția sănătoasă a rinichilor. Ca o bună sursă dietetică de potasiu, bananele pot fi benefice, în special pentru menținerea rinichilor sănătoși. Studiile arată că persoanele care mănâncă banane de 4-6 ori pe săptămână au cu aproximativ 50% mai puține șanse de a dezvolta boli de rinichi decât cei care nu mănâncă acest fruct. Sursă importantă de antioxidanți. Fructele și legumele sunt surse excelente de antioxidanți dietetici, iar bananele nu fac excepție. Acestea conțin mai multe tipuri de antioxidanți puternici, inclusiv dopamină și catechine. Aceștia sunt legați de multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi un risc redus de boli de inimă și boli degenerative. Rețete cu banane. Bananele sunt delicioase consumate crude, ca atare sau în diverse rețete de smoothie, dar pot fi incluse în numeroase deserturi, mai ales când sunt foarte coapte. Banana bread. Ingrediente: 3-4 banane, 220 grame făină, 140 grame zahăr, 100 grame unt sau o jumătate de ceașcă de ulei, 80 de grame nuci, 50 ml lapte, un ou, 2 lingurițe praf de copt și ciocolată. Cum se face banana bread? Banana bread este un desert ce se poate face cu banane coapte care sunt pe cale să se treacă. Decojește bananele și pisează-le mărunt într-un bol. Amestecă-le până când obții o pastă omogenă. Peste banane adaugă și untul moale, laptele, oul, zahărul și nucile pe care le-ai mărunțit
după bunul plac. Înainte, amestecă totul până când compoziția devine una uniformă. Peste amestecul din bol presară treptat făină amestecată cu praful de copt. Amestecă în continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Toată compoziția pune-o într-o tavă de chirec pe care ai uns-o în prealabil cu puțin ulei. Adaugă în compoziție și câteva bucăți mărunțite de ciocolată. Pune totul la cuptor pentru aproximativ o oră la o temperatură de 180 de grade Celsius. Checul pe bază de piure de banane este desertul ușor de făcut în casă pe care îl poți și personaliza în funcție de gust și preferințe. Pentru un plus de gust și aromă, puteți pregăti o glazură de caramel pe care o pui deasupra desertului imediat cum l-ai scos din cuptor. Gogoși cu banane. Ingrediente: 4 banane coapte, 250 grame făină, 1 ou, ulei pentru prăjit, zahăr pudră pentru servit. Mod de preparare. Presează bananele cu furculița sau într-un robot de bucătărie. Adaugă făina și oul, apoi amestecă. Aluatul trebuie să fie suficient de solid încât să nu curgă, prin urmare, dacă e necesar, mai adaugă făină. Ia cu o linguriță aluat pentru gogoșile din banane și pune-l la prăjit în baie de ulei încins. Gogoșile din banane sunt gata când devin aurii. Servește-le cu zahăr pudră presărat pe deasupra. Acesta a fost clipul de astăzi și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like și subscribe pentru susținerea acestui canal. De asemenea, aș dori părerile dumneavoastră referitoare la acest clip lăsate într-un comentariu.